Zi-mi cum ai ajuns la Steaua. Ai fost stăliți de mic? Da. Cum? Tata și cu fratele meu mai mare erau dinamoviști. Dinamoviști. Da, eu chiar cu fratele meu la mare, cum era vremurile atunci, în vacanță ce să jucăm? Decât fotbal, porți din pietre. Da. Și ne făceam două echipe cu copii atunci. El făcea cu Dinamo, eu cu Steaua. Atunci erau orele de odihnă, între 2 și 5. Și eu îmi făceam embleme cu Steaua, da. El cu Dinamo. Da. Și eu le dădeam la e-mail, le puneam foc în piept, emblema Stelei. Da. Și jucam și ne luam la bătaie pe acolo, nu se termina vreun joc să nu mă bag cu fratele meu acolo. Și apoi, zic, hai să încep. Îi spuneam tatălui meu, tata, că vreau la fotbal. Vecinii toți îl nebuneau pe tatăl. Deci domnule, asta la cât? La 7-8 ani, nu? Deci la 8 ani. 78-79, cine era? Era Iordănescu? Adică care erau copiii, fotbaliștii la care te uitai tu? Că na, trebuia să te uiți la niște fotbaliști așa cu admirație. Păi, era Liță, Dumitru, Iordănescu. Dar tu cine voiai să fii? Că fiecare copil vrea să fie cineva la un moment dat, când e mic. Mie mi-a plăcut foarte mult de neapu Iordănescu. Deci voiai să fii Iordănescu. Da. Super tehnic. Nu, da, mare place. Viteză. Viteza nu prea a fost un aliat al meu. Da. În schimb, aveam manduranță. Așa. Puteam să joc două meciuri legate atunci. Okay. Așa, și cum m-am apucat eu atunci de fotbal? Fratele meu mai mare, da, un an jumate, l-am auzit eu că vorbea cu colegii lui la școală. Da. Bă, hai că mâine mergem la selecție, că uite, face selecție la Steaua. Frate, mi-o zicea la Steaua, la selecție. Dinamovist. Da, și s-au dus ei vreo 14-15 ei din clasă, 15 băieți. Da. Pe mine nu mă primeau cu ei să mă duc, că știa că eu-i cam în mod pe ei. A, erai bun. Jucam cu ei la școală mereu și... Da. Și am zis, bă, la bunul loc. Eu tot știam ora la care pleacă ei, da, dacă eram cu urechile pâlnii la ce vorbeam între ei. Și m-am ținut după ei până la stadion, la Steaua. Nu cred așa ceva. Deci tu nu te-ai dus că eu? Ai vrut sau ei ai s-au dus invitat cu primul tramvai, eu m-am dus cu al doilea să nu mă vadă. Da. Ei mergeau în față, eu după ei, mă ascundeam după pom, să-i văd. Așa. Și s-au dus la grupa lor, era antrenată de domnul Radu Troi atunci. Da. Și pe terenul de zgură, acum e sintetic la Steaua, se ținea selecția aceasta la cei care erau mai mari ca mine cu un an jumate. Da. Și eu steam pe margine acolo și mă uitam și eu la ei. Te văzuseră că ei urmărit? Păi ei erau pe teren, da? Cei 15, da, fratele cu colegii lui, da, și eu steam pe margine pe acolo și mă, da, uitam și eu la ei. Să-i văd și eu cum e la selecție. Și domnul Troi le-a împărțit mai ei, ori a făcut două echipe și îi număra și la o echipă erau mai puțin cu unul. Nu cred. Da, și se uită acolo, mai e vreunul la selecție acolo și eu stau așa, zic și eu, vino cu aia, trece acolo. Da, nu mai conta ce vârstă aveai, ce eram trece. În tenis și faci, eram în alea. Să faci jocul, să le iasă jocul, da, că altfel, da, nu ieșea jocul. Eu eram în tenis și de ăștia, da, voi mama lor, mi-a dat mai eu joci la ăștia. Da. În echipă cu fratele tău erai? Nu, sau? Separat. Din nou separat. Da, din nou, bine că nu ne-am intersectat, că nici unde ne-am și pe acolo. Da. Și în sfârșit ne apucăm, jucăm, la un moment dat, după 10 metri, domnul Troi mă cheamă deoparte. Copil așa, cu țeana, eu m-am făcut mai mare să-i zic că sunt de o seamă cu ei. Ai mințit. Da, i-am zis, sunt 69 născut. Da. Nu, pardon, 70, că el avea 69-70. Da. 70, eu eram 71. Și ok, mâine vii la antrenament, la 9, la când mi-a zis el, la vestiarul acolo. Am jucat meciul, am plecat acasă, eu bucuros. Uite că m-a chemat din partea elaltă, din fratele meu și colegii lui, da, din aia 15 n-au oprit pe niciunul. Niciunul? Niciunul. Nu cred așa. Din toți aia câți am fost, vreo 30 de ani, m-au oprit pe mine și că, wow, încă un băiat. Așa. Și mă duc a doua zi la antrenament, facem antrenament și îmi spune, vezi, mâine vii cu două poze și certificatul de naștere. Cum se spunea atunci. Da. Și mă duc acasă, eu m-am gândit până acasă, zic, ce fac, mă vede mâine când vin, că eu sunt mai mic, că sunt 71. Așa. Și am luat certificat, m-am rugat de tata, unde e certificatul, că mi-l cere acolo, uite, îmi trebuie poze. Așa? Și eu am făcut din zero ăla, am făcut unul cu pixul. Nici măcar nu mergea, nu adică mergea măcar la... să faci un 68, da, da, așa. Da, eu la minte la 8 ani, da, zic, ce n-ai, vede că nu mă primește eu. Așa. Chiar dacă era deci mai mic. Ți-ai mușcălit certificatul. Eu în loc de 71 am putut. De 70 am făcut 71, dar cu pixul. Da. Am făcut, din zero l-am făcut unul, așa, și l-am îngroșat. Așa. Și
Mă duc a doua zi cu certificatul, incredibil, cu pozele. Da. Și eu stăteam așa, să nu mă prindă, să nu vadă, tu să erai... nu dea seama. Da. Și după antrenament, domn profesor Troi se uită la ala, am văzut, eu stăteam, mă uitam, să nu se prindă. Da. Și încep, copile, mâine să vină și tatăl tău la antrenament. Așa. Mă gândeam, da, să-l încurajez, sau ce eu zice. Da. Și l-a chemat pe tata și l-a întrebat, domne, ce an e născut copilul dumneavoastră? 71 sau 70? Că uite cum e aici trecut. Oh. Aolo, domne, 71 născut. Da. Aolo, păi de cine l-a modificat? Și eu, m-a chemat un om, și zice, păi de ce ai făcut așa? Păi am crezut că nu mai mă primiți dacă știți că sunt 71. Da.